Se întâmplă de multe ori ca anumite zone din apartamentele în care locuim să nu fie compartimentate funcțional. Există însă soluții. Orice spațiu poate fi modificat cu ajutorul câteva idei ingenioase. Vă prezentăm amenajarea unui astfel de apartament care se află într-un imobil nou din capitală. Apartamentul a fost o provocare de când ne-au contactat, pentru că, din punctul nostru de vedere, a avut niște probleme funcționale, în sensul că erau probleme de circulație în cameră, în casă, ajungeai pe zona de intrare și intrai către dormitor cumva pe diagonala spațiului de living. Da, bucătăria era cumva pusă în spatele locuinței, nu primea lumină directă, nu avea nici posibilitatea de se aerisi ușor. Și atunci, pentru că am primit mână liberă de la beneficiari, am regândit totul undeva la aproape 360 de grade. Situat într-o zonă specifică secolului 19 și începutul secolului 20, apartamentul este deținut de un cuplu tânăr. Locuința trebuia să răspundă modului de viață contemporan, dar și să fie inserat în identitatea urbană. Ne-au cerut părerea de la început dacă este ok pentru a-l cumpăra. Am avut cu ei contact încă din faza aceea de cumpărare, iar noi, când l-am văzut, din prima am știut ce trebuie să facem, ce vrem să le propunem și noi le-am dat frâul liber. Am zis, da, luați-l, că o să fie totul foarte bine. Și în momentul ăla, după aia s-au uitat la noi, au demarat zilele următoare și când ne-am întâlnit pentru a începe proiectul, au văzut de fapt de ce le spusesem noi să-l cumpere și că totul să fie ok. A fost inversat accesul spre dormitor, care ar fi scurcircuitat relația între living și fereastra generoasă spre peisajul bucureștean, iar bucătăria a luat loc cu băii de oaspeți. Am reușit să le creăm încă o cameră de dressing, ceea ce au fost foarte fericiți. Și după aia lucrurile au mers mai ușor pentru că au prins încredere și până avem rezultatul final. Fiecare spațiu are personalitatea lui, existând totuși elemente de legătură între ele. Primul element de continuitate este tratarea peretelui de la intrare și până la accesul în dormitor, conceput împreună cu beneficiara proiectului de profesie grafician. Da, și linia funcțională clară, adică am încercat mai întâi funcțional să meargă lucrurile și pe un ulterior am intervenit cu culori și cu materiale. De aici au fost și foarte mulți artiști care i-am convocat în amenajarea noastră, inclusiv partea de beton, am găsit pe Horia, un băiat la Cluj, care exercită fel de lucrări de beton și ne-a rugat și ne-a dat o temă de proiectare, că vrem să facem un perete decorativ în care să introducem sticle. Nu prea înțelegea el. A răspuns ideea, provocări. Da, a răspuns. Ok, hai să încercăm să vedem cum o putem aduce toată asta de la Cluj. Am găsit. Am lucrat cu domnul Gianni, care putem numi așa un artist plastic, ne-a creat acest perete decorativ în zona de living. Inclusiv ne-a plăcut în tema de proiectare să implicăm și pe beneficiari, de aceea i-am cerut... Am profitat de... De partea artistică. Corina, că este grafician și am provocat-o să ne creeze o grafică pentru un tapet, că am avut viziunea de a avea un tapet pe holul acesta lung și a nu mai deveni un simplu hol și a-l pune în valoare. Deci un perete de accent, asta o vreau. Tapetul proiectat de beneficiară se continuă cu gravura de pe panoul de sticlă și înglobează structura de metal și polițele din lemn masiv ale bibliotecii, realizate de beneficiari din remne recuperate de la o fabrică de furniri, uleiate și ținute la uscat în casă timp de 6 luni. În același mod s-au obținut și mesele de cafea. Alex ne-a ajutat în a găsi niște mese, că el s-a ocupat de partea de mese. Cu lemnul brut. Lemnul brut, da, de la noi. Am un păr care face niște chestii din lemn, nu prea știu nicio prea multe, dar hai să vedem ce putem să facem. A fost foarte încântat că a fost implicat și el. Pe care le pun pe foc, vorul meu are o fabrică, ceva de furnir și la un moment dat sunt multe chestii care rămân așa. Păi zic, hai să mergem să le luăm. Și s-a dus, a tăiat lemnul, pe mama s-a acasă și l-am uscat noi personal, am făcut întreg acest scenariu de întoarcere săptămânală ca lemnul să nu se curbeze. Evident că ne plac toate crăpăturile și legăturile astea, că se vede că e natural. Așa, astfel am făcut inclusiv și partea de bibliotecă. Ținând seama că apartamentul nu are totuși o suprafață foarte mare, iluminatul devine cu atât mai important în accentuarea unui loc anume, într-un anume moment din zi,
în funcție de activitățile care se petrec și de tipul de mediu pe care și-l doresc locuitorii. Nu am creat un stil arhitectural anume spațiului, pentru că toate au venit de la sine, predomină ideea de modern, minimal, doar că ne-am jucat foarte mult cu materialele, cu culorile, ceea ce lor le-a plăcut foarte mult, pentru că și ei sunt niște persoane foarte calde, vioaie și au simțit singurul lor punct care l-au dorit foarte mult în amenajare a fost ca totul să nu devină anost și să fie foarte vesel și de o prezență călduroasă așa când intri. Și noi credem că l-am obținut. Tocmai prin am insistat foarte mult pe a suprapune materialele, pe culori de materiale și lucrul ăsta ajută foarte mult într-o amenajare. Alăturarea materialelor, uneori chiar și în competiție unele cu altele, a urmărit crearea unui mediu cu personalitate puternică, dar și cald și primitor, oglindind astfel viața dinamică, cât și nevoia de liniște a celor doi tineri.